Aventură și distracție în acest sfârșit de săptămână. Geoparcul Platoul Mehedinți a găzduit un eveniment de aventură pentru copii și adulți, care s-a desfășurat pe baza Salvamont Mehedinți, dar și în alte locații din Geoparcul Platoul Mehedinți, atractive din punct de vedere turistic. Geopark Mehedinți Adventure a fost un eveniment complet și complex care a început vineri și s-a încheiat duminică. Atât adulții cât și copiii au avut parte de tot felul de activități. Au cântat, au dansat, au alergat și au stat la foc de tabără. De asemenea, în Peștera Mare din Comuna Balta a fost programat un concert susținut de elevii de la Liceul de Artă Ioan Ștefan Paulian și Remus Novac. Prin acest eveniment s-a dorit promovarea turismului și tradițiilor în zonă, dar și a sportului în aer liber. Iată că suntem la jumătatea evenimentului Geoparc Mehedinți Adventure. După 2 ani de așteptare din cauza pandemiei COVID-19, am reușit în perioada 10-12 iunie să ținem evenimentul Geoparc Mehedinți Adventure. Am avut de toate, am avut de la ploaie, am avut soare, am avut vreme bună, am avut foc de tabără, am avut concurenți care au alergat pe cele două trasee de alergare montană, evenimentul principal. Am avut ture în peștera Topolnița, am avut ture în peștera Epuran, mountain bike. Ne dorim pe cât putem să promovăm județul Mehedinți și tradițiile din zonă și sportul în aer liber în general. Ne dorim să nu rămână prima și ultima ediție, ne dorim să o dezvoltăm și să ajungem, așa cum au spus și toți ceilalți concurenți, să ajungem maratoane din urmă, pentru că o facem bine. Nu ne lăudăm, dar ne-a ieșit de data asta. În continuare mai avem concursul din Peștera Mare de la Balta, unde alături de noi o să fie elevii de la Liceul Ioan Ștefan Paulian și Remus Novac, cu un concert de muzică jazz. După care o să ne reluăm activitatea în promovarea turismului și în acordarea primului ajutor în caz de urgență pe munte cu echipa Salvamont. Copiii și adulții au fost angrenați în concursuri MTB și de alergare montană. Totodată, cei mici s-au bucurat de tiroliana din geoparc și foc de tabără în seriile de vineri și sâmbătă. La concursurile de alergare au participat atât începători cât și pasionați, care au declarat faptul că traseul a fost atât de frumos încât își doreau să nu se mai termine. Traseul a fost foarte frumos, m-a simțit nemaipomenit de bine. Parcă aș fi călătorit prin grădinile Raiului, aș fi alergat pe potecile Raiului, așa mă simt de bine. Și mulțumesc acestor oameni minunați care s-au gândit să aducă la noi în zona acest concurs, să zicem, această întâlnire a oamenilor de aici, din Mehedinți. Eu deloc sunt din Izverna, așa că pentru mine, întotdeauna când ajung aici, e ca o întoarcere acasă. Și mă bucur nespus de mult că am avut ocazia să vin din nou aici, unde mă trag rădăcinile mele. Câți kilometri ați alergat? Am alergat 25 de kilometri, în 2 ore și 25 de minute. Dar, sincer să fiu, aș fi vrut ca această călătorie să nu se termine niciodată, așa de bine m-ați zis. În trecut ați mai participat la astfel de trasee? Pentru mine e al 60-lea maraton în 10 ani în țară. A fost în Retezat. A fost în Făgăraș, a fost în Munții Cerne, a fost în multe locuri din țară, dar zona asta mea aici, a Munților Mehedinți, este în top 3, alături de Munții Cerne și Munții Retezat, pentru sufletul meu, fiindcă alerg pentru suflet. Participanții au vorbit nu doar despre frumusețea locului, ci și de buna organizare a evenimentului, întrucât traseul a fost foarte bine marcat. Extraordinar de frumos! Deci are de toate, și tehnic, și verticale, și diferența de nivel destul de mare. Extraordinar de frumos, foarte bine marcat, ceea ce înseamnă foarte mult pentru prima ediție, pentru că nu s-a văzut. Deci aveam impresia că sunteți la ediția 10-a, la organizare.
Câți kilometri ați alergat? Păi cred că 24, imediat vă spun. Cred că 24, uite că nu, mi se încarcă mai greu. 24 și 300. Cu mai revenit? Bineînțeles, îmi place foarte mult zona și o să revin și ca drumeț și poate și ca concurent, ca și concurent anul viitor. Adică mai mult ca sigur pot să revin, că îmi place. Câștigătorii, participanții, dar și voluntarii au primit tricouri, medalii și cadouri. Evenimentul organizat de Direcția Geoparcului Platoul Mehedinți din cadrul Consiliului Județean Mehedinți s-a aflat la prima ediție și, având în vedere numărul mare de participanți pe care i-a atras, el ar putea deveni o tradiție.